dragi prieteni, vă salutăm de aici, de la Cluj-Napoca, din studioul Credo TV și ne bucurăm că veți putea urmări o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. De această dată vom discuta despre închinare și despre muncă. Și pentru a trata acest subiect delicat, am invitat-o alături de mine în studio pe doamna Naomi Bota, manager de resurse umane la o companie din Târgu Mureș. Bine ai venit, Naomi! Mulțumesc, bine v-am găsit! Mulțumesc Domnului că te-am găsit eu pe tine și că am aflat că te preocupă acest subiect, despre care recunosc că nu am tratat cu prea multe invitate. Am abordat alte subiecte, dar ca și femei, pentru că muncim mult, trebuie să aflăm mai multe secrete și despre această latură. Și îmi amintesc din cartea Lindei Dilău o afirmație preluată și de către ea de la Luther, care spunea: munca este închinare sau munca este rugăciune, rugăciunea este muncă. Cum comentăm această afirmație? Cred că probabil e destul de greu dacă venim mai ales dintr-un mediu, să zic așa, bisericesc, în care suntem obișnuiți, când ne întreabă cineva ce înseamnă închinare pentru noi, ce o să zicem? Rugăciune, cântare, închinare o facem la biserică sau eventual acasă, când ne rugăm în mod privat. Însă sunt de acord cu Luther, fiindcă și eu consider că Dumnezeu nu ne-a lăsat 5 zile, pentru unii poate chiar 6 zile pe săptămână, câte 8-9 ore pe zi să muncim și în timpul acela să fim separați de Dumnezeu, să nu ne închinăm Lui. Cred că Dumnezeu ne-a creat ca și închinători, indiferent de locul în care suntem. Fie că suntem la muncă, fie că suntem acasă, fie că suntem la biserică. Cred că chemarea noastră e să avem o viață de închinător, nu în funcție de contexte. Femeile ar trebui să aleagă mai mult munca casnică, ținând cont de mentalitățile bisericești, sau ar trebui și pe noi să ne preocupe dezvoltarea unei cariere? Asta, într-adevăr, e o întrebare foarte sensibilă și, într-un fel, eu sunt, într-un fel, la începutul și vieții de familie și la începutul carierei mele și poate mi-e foarte ușor, având o preocupare personală pentru cariera mea, să zic, ok, trebuie să ne dezvoltăm cu toți o carieră, însă trebuie să ținem cont de faptul că nu toată lumea poate are o chemare exact pentru un loc de muncă din cadrul societății, însă pe de altă parte, nici nu cred că ar trebui să ne rupem de societate. Nu cred că femeile sunt chemate doar la o muncă casnică, nu cred că n-ar fi femei care să fie chemate de Dumnezeu să facă o muncă în societate. Până la urmă, totul e cum ne privim munca și care e atitudinea față de munca pe care o facem și care e motivul. Însă, probabil e și vorba de chemare. Oricum, eu, de exemplu, am terminat facultatea de psihologie, am fost preponderent fete, foarte preocupate de carieră, fiecare în felul ei, fiecare pe direcția ei, așa o concurență între femei, parcă e o concurență mai mare când e vorba de carieră. Și n-aș vrea nici să mergem în extrema feministă, în care considerăm că femeile nici măcar nu mai au ce căuta acasă, ci doar dezvoltându-și o carieră. Și mă întreb dacă nu putem să stabilim un echilibru, poate, între o viață profesională și o viață de familie. Sau cred că fiecare ar trebui să se concentreze pe chemarea pe care Dumnezeu le-o dă. Poate unele persoane aleg să muncească acasă, altele aleg să muncească, nu știu, într-un birou, într-o companie mai mare, însă ideea e să nu ne rupem de societate și să nu credem vreodată că munca noastră e mai puțin însemnată dacă suntem acasă sau e prea însemnată dacă suntem într-o companie națională. Munca ca și închinare sau ca și mijloc de existență, ca un rău sau bun necesar. Cum argumentăm lucrul acesta? Și asta, de asemenea, e o întrebare comentată și discutată. Sunt câteva teorii
De exemplu, despre oameni care se concentrează pe un job, și asta e o concentrare doar pe un venit. Ne interesează până la urmă să muncim, să ne dezvoltăm o carieră sau din multe alte motive, dar până la urmă e și o sursă de venit, fiindcă muncim, fiindcă avem nevoie de un venit și să supraviețuim într-un anumit mod. Sau tot teoriile spun că mai e un alt tip de oameni care sunt orientați spre o carieră și banii nu sunt principala motivație pentru care lucrează, ci ca să dezvolte o carieră, ca să se dezvolte din punct de vedere profesional. Dacă ne uităm în Biblie, ne uităm la faptul, de exemplu, în Proverbe, foarte mult încurajată munca. Sunt așa de multe versete în care Dumnezeu ne transmite că suntem chemați să muncim. Putem să luăm, de fapt, ar trebui să luăm în primul rând, de exemplu, pe Dumnezeu. Noi punem accentul tot timpul, zicem, a șaptea zi s-a odihnit, trebuie să ne odihnim ca și Dumnezeu. Dar uităm că în celelalte șase zile Dumnezeu a muncit și Dumnezeu e primul nostru exemplu de muncă. Cred că suntem chemați și Dumnezeu a lăsat modul acesta de a munci ca să ne câștigăm pâinea și ca să trăim. Însă întrebarea mea e și, până la urmă, subiectul discuției, dacă ar trebui să fie doar atât sau ar trebui să mergem mai departe. Și cred că Dumnezeu nu ne-a lăsat munca doar ca să ne chinuim, ca să trăim de pe o zi pe alta, ci totodată să ne bucurăm, să avem satisfacție în munca pe care o facem, să o facem cu bucurie și să o vedem ca o închinare pe care o aducem lui Dumnezeu. Eu am adus cu mine și câteva cărți. Acum, o carte din care aș vrea să citesc două statistici, e de Max Lucado, Vindecare de o viață banală. Acum, într-adevăr, sunt anumite lucruri în care nu ne putem compara neapărat cu mediul american și nu toate lucrurile le putem potrivi cu mediul nostru. Noi însă trebuie să le adaptăm. Corect. Puțin. Însă cred că anumite statistici care s-au făcut în America, probabil s-au făcut și în România și probabil că s-ar potrivi măcar într-o anumită măsură în contextul nostru. De exemplu, nemulțumirea la locul de muncă afectează un sfert din forța de muncă americană. Un sfert din angajați văd slujba lor ca fiind factorul numărul 1 de stres al vieții lor. 7 din 10 oameni nu sunt nici motivați, nici competenți să îndeplinească minim cerut de slujba lor. Și 43% dintre angajați sunt nervoși pe angajatorii lor, des sau foarte des, ca rezultat al faptului că sunt exploatați. Mai este o altă statistică. 1 din 3 americani spun îmi urăsc slujba. 2 din 3 concetățeni muncesc având o carieră greșită. Alții găsesc succes în slujba lor, dar nicio satisfacție. Cele mai multe sinucideri se petrec duminica seara și cele mai multe atacuri de cord au loc lunea dimineața. Eu când citesc astfel de statistici, mă simt aproape îngrijorată sau speriată. Până la urmă, pentru ce muncim? Ca să ne aducă un factor de stres în plus? Să ne aducă mai multă îngrijorare? Oricum, e considerat, adică problemele legate de locul de muncă sunt considerate unul din factorul principal de stres în viețile oamenilor. Și atunci mă gândesc dacă asta e chemarea noastră, să trăim într-un astfel de mod, 8 ore, 9 ore pe zi, sau Dumnezeu ne cheamă la mai mult. Dumnezeu ne cheamă să trăim cu satisfacție, cu mulțumire față de angajatorii noștri, cu bucurie față de colegii noștri, să mergem lunea dimineața așa cum mergem la biserică, cu încântare și cu gândul că mergem să îl slăvim pe Dumnezeu. Cu capul sus, cu zâmbetul pe buze, cu abia așteptăm să fim acolo. Cunoști persoane care au această atitudine pe care tu o recomanzi? Uh-huh. Da, cunosc persoane și e fain, e superb să pot să fii înconjurat de astfel de persoane. Persoane care merg la muncă și consideră munca altarul lor. Poate când ne gândim, facem o paralelă cu vechimea, când evreii mergeau și aduceau o jertfă pe care o închinau lui Dumnezeu. Acum noi nu mai mergem să aducem jertfe în felul acesta, dar cred că biroul nostru, locul unde ne facem munca, poate să fie modul în care îi mulțumim lui Dumnezeu sau îi aducem lui o jertfă. Ca să răspund la întrebare, apropo de astfel de persoane, cunosc persoane și de un fel și de altul. Zilnic întâlnesc la interviuri oameni care de cele mai multe ori sunt nemulțumiți de locul lor de muncă, de aceea vin la un interviu, fiindcă vor să schimbe locul lor de muncă, fiindcă probabil au renunțat deja. Și aproape că aș putea să zic că e o epidemie mai degrabă a unei atitudini nepotrivite sau de nemulțumire față de locul de muncă.
Cu siguranță sunt de multe ori anumite motive care reale, sunt obiective, și... reale. Nu o să susțin că toate locurile de muncă sunt perfecte, însă oamenii sunt nemulțumiți de relațiile pe care le au la locul de muncă. De cele mai multe ori, oameni care fac ce le place, însă dacă nu au colegi, dacă nu au relații care să-i susțină, renunță foarte ușor. De asemenea, oamenii sunt nemulțumiți, anumite persoane, de ceea ce fac și asta de asemenea îi determină să schimbe. Foarte multă lume e nemulțumită și am observat sincer și în viața mea personală. În funcție de persoanele cu care mă înconjor, îmi transmit o anumită atitudine și cunosc persoane care știu să încurajeze și care știu să privească fiecare problemă ca și o oportunitate, care știu să îl considere pe Dumnezeu suveran peste tot ceea ce facem și atunci îngrijorarea nu pune stăpânire pe noi, sau știu persoane și sunt înconjurată uneori de persoane în extrema cealaltă, în care e așa o atitudine de nemulțumire, insatisfacție și se poate vedea că pe termen lung toate aceste lucruri nu numai că ne îmbolnăvesc sau ne dau o stare de apatie, o stare de mediocritate, dar totodată nu cred că performanțele în timp pot să fie reale. Deci performanțele sunt direct proporționale cu atitudinea pe care o avem. Corect. Nu este totul atitudinea. Bineînțeles că trebuie să și muncim, trebuie să și învățăm, trebuie să fim și la locul potrivit, însă atitudinea e cea care face totul să strălucească. Spre exemplu, eu terminând o școală cu un domeniu pe acest profil de resurse umane, unul dintre lucrurile pe care profesorii noștri ne-au sfătuit și ne-au încurajat întotdeauna e să alegem oamenii după un criteriu atitudinal. De ce anume? Fiindcă e mai ușor să schimbi cunoștințe, e mai ușor pe o persoană cu o atitudine potrivită să o ajut să învețe un nou domeniu decât să iei o persoană care cunoaște foarte multe, poate chiar stăpânește bine acel domeniu, poate e un expert, însă cu atitudine nepotrivită e mult mai greu să-i schimbi acest caracter și acest mod de a privi lucrurile. Caracterul este singura componentă pe care numai Dumnezeu poate să o schimbe. Corect. Și acum, practic, dacă avem parte la locul de muncă, să fim înconjurați uneori sau poate mai des de oameni, cum ai spus, nemulțumiți, care nu au atitudinea potrivită și care vrând nevrând ne influențează. Cum să facem față? Că probabil e vorba de șefii noștri sau e vorba de un număr mai mare de colegi de birou care au o influență mai mare decât pot eu să mă impun. Cum să fac? Să-mi schimb locul de muncă în cazul acela? Sau... Corect. Probabil că sunt anumite cazuri în care suntem în loc nepotrivit și poate că acțiunea cea mai bună pe care putem să facem e să schimbăm locul de muncă, însă înainte de a schimba sau de a lua o astfel de decizie, cred că ar trebui să ne schimbăm atitudinea față de locul de muncă. Părerea mea e că ar trebui să ne vedem locul de muncă ca un loc în care Dumnezeu ne-a pus în mod special, cu un scop anume, ca să-L glorificăm pe El. Nu cred că Dumnezeu ne-a dat abilități, să spunem, de comunicare sau de vânzare ca să ne aducem nouă slavă. Nu cred că Dumnezeu ne-a dat anumite competențe, probabil tehnice, ca să ne aducem nouă slavă, ci cred că Dumnezeu ne-a creat pe fiecare într-un mod unic și special ca să-i aducem Lui glorie și slavă. Și cred că ceea ce trebuie noi să facem e să ne încărcăm energiile și sfătuitorul nostru să fie Dumnezeu. Cred că cel mai bun mod de a cunoaște gândurile lui Dumnezeu e de a ne aprofunda în cuvântul Lui. Odată ce îl cunoaștem pe Dumnezeu, știm modul în care Dumnezeu gândește, modul în care Dumnezeu simte și trebuie să învățăm de la El. El trebuie să ne fie exemplu. Acesta cred că e modul în care ar trebui să ne raportăm la muncă, glorificându-L pe Dumnezeu și închinându-ne Lui. Acum, întrebarea cu siguranță vine cum să ne închinăm la locul de muncă, așa practică, teoretic zicem, dar începe munca, apare o solicitare, apare un proiect, apare din nou o problemă. Cum am putea, într-adevăr, să zicem că ne închinăm? Că mai zicem câte o rugăciune în mintea noastră, dacă mai putem, mai mergem într-un colțișor și încercăm să... Sau mai poate împărtășim cu cineva. Sau împărtășim, corect. Însă... am început și eu să experimentez, să încerc să practic închinarea la locul de muncă. De foarte multe ori
mă ia un val și merg și mă aprofundez în sarcini, încât parcă uit de Dumnezeu, însă trebuie de foarte multe ori într-un mod disciplinat și deliberat să-mi amintesc, să-mi reamintesc motivul pentru care sunt acolo. Sunt acolo ca să-L slujesc pe Dumnezeu și locul în care sunt nu mi-aparține nici mie, nici altcuiva, ci în primul rând lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care stăpânește peste tot pământul. A Lui e biroul, a Lui e compania, a Lui sunt câmpurile, a Lui e cerul și dacă ne privim ca niște administratori a lucrurilor pe care Dumnezeu le deține, o să lucrăm într-adevăr ca pentru Domnul. Într-adevăr, o să știm că lucrăm pentru Dumnezeu. Și totodată, dacă ne închinăm și îl glorificăm pe Dumnezeu în mintea noastră, în inima noastră și prin tot ceea ce facem, ne reamintim cine e Dumnezeu. Și când ne reamintim că Dumnezeu e mare, că Dumnezeu e puternic, că Dumnezeu e înțelept, care o să fie modul în care reacționăm la o problemă? Cu siguranță, cu o atitudine mai bună și cu o mai mare putere. Când știm că Dumnezeu e acela care dă înțelepciune, nu o să ne mai vedem așa de mici și problemele nu o să le mai vedem așa de mari, ci o să-L vedem pe Dumnezeu care dă înțelepciune și care ne ajută să trecem peste provocările zilnice. De asemenea, dacă îl vedem pe Dumnezeu bun și plin de dragoste și care ne spune că dacă declarăm că îl iubim pe El, îi iubim pe colegii noștri, cred că și atitudinea față de cei din jurul nostru trebuie să fie plină de compasiune, de răbdare. Uneori e greu, dar trebuie să iubim pe fiecare și acesta cred că e modul în care îl glorificăm practic pe Dumnezeu. Tot așa, mi-ar plăcea să vă citesc o mică povestire, să zic, sau nu neapărat povestire, un exemplu. Probabil că ați auzit de fratele Laurențiu, e un călugăr care și-a dedicat viața lui Dumnezeu. Și exemplul lui e un exemplu care ne poate ajuta să înțelegem că nu, dacă avem o muncă sau o carieră care de oameni este văzută foarte bine, e totul, și dacă avem un loc de muncă care în termeni și în economia umană e ceva foarte micuț, Dumnezeu nu ne bagă în seamă și noi nu avem cum să-L glorificăm pe Dumnezeu. Fratele Laurențiu, care era constrâns să se ocupe de bucătărie în timp ce ceilalți călugări cântau în capelă laude lui Dumnezeu, este semnificativ. El îi dăruia lui Dumnezeu omleta pe care o prepara, străduindu-se să fie cât mai bună cu putință. Tocmai lucrul acesta, în mod deosebit, îl avea în vedere Pavel atunci când le cerea credincioșilor să-și ofere trupul ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Orice slujire este o lucrare, un apostolat. Pe mine m-a încurajat și mi s-a părut foarte frumos exemplul lui. De cele mai multe ori ne uităm la cariere, ne uităm la niște rezultate de succes și modul în care închinăm succesul nostru lui Dumnezeu. Însă exemplul acestui frate Laurențiu, care ne arată modul în care, în timp ce ceilalți călugări cântau, făceau slujbe pe care le-am considerat mai importante, el acolo, în bucătărie, cu omleta lui, a știut că modul în care îi poate arăta lui Dumnezeu glorie și că îl iubește e făcând ceea ce e chemat să facă în cel mai bun mod, slujindu-i pe ceilalți. Aici aș vrea să citim câteva versete din Romani, care ne cheamă la închinare și la ca să facem legătura cu ceea ce tocmai ai citit. Romani 12. Începând cu versetul 1, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și cred că merge și versetul 3 luat în calcul. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și aici se poate vorbi foarte mult. Dacă mergem la exemplu cu fratele Laurențiu, cum ar fi cântat acei călugări după 2-3 zile dacă nu ar fi avut o masă pregătită. Și cred că
la baza cântărilor frumoase stătea tocmai omleta care cineva a pregătit-o ca pentru Domnul. Corect, corect. Și probabil asta e o, nu știu, o ispită sau poate o piedică pe care diavolul ne-o aduce de foarte multe ori în cale, să credem că munca pe care o facem e prea neînsemnată. Dacă ne gândim și la statisticile pe care le citim sau dacă ne gândim în general, probabil o să ne amintim sau o să ne vină în minte foarte multe persoane care se uită la munca lor ca fiind neînsemnată sau fiind atât de plictisitoare încât cum aș putea eu să mă închin lui Dumnezeu prin munca mea? Însă farmecul ideii de a-L glorifica pe Dumnezeu prin munca noastră, tocmai acesta e. Ne dă gândiri cumpătate cu privire la ceea ce facem. Pe cei care considerăm că avem un loc de muncă prea mic, avem o activitate prea mică, poate nici măcar nu avem un loc de muncă, poate facem curățenie acasă, poate avem grijă de familia noastră, poate că, nu știu, avem o lucrare pe care o facem, poate nici măcar nu suntem plătiți și ni se pare că nu e ceva catalogat de oameni așa de important. Dar Dumnezeu vine și prețuiește atitudinea noastră și modul în care noi îl glorificăm și dăm lui tot ceea ce facem. Oricum, cred că Dumnezeu nu ne dă responsabilități mari până nu le-am trecut pe cele mici. Până nu am făcut niște pași mici, nu o să ne treacă direct să alergăm. Dacă ne uităm la David, noi ne amintim de cele mai multe ori modul în care el a fost un războinic, modul în care el a fost atâția ani un împărat, însă întâi a fost păstor, întâi a fost cu oile, însă Dumnezeu s-a uitat la credincioșia lui și la modul în care ceea ce a făcut, a făcut pentru gloria lui Dumnezeu și s-au oferit responsabilități mai mari. Niciun loc de muncă, nici o muncă pe care o facem nu poate să fie prea mică ca să nu-i aducem lui Dumnezeu glorie. De ce? În primul rând, fiindcă ne dă o perspectivă reală despre ceea ce facem și fiindcă Dumnezeu merită să-L glorificăm. De asemenea, de cealaltă parte, când vorbim poate de o carieră de succes, glorificarea lui Dumnezeu în acel context ne aduce cu picioarele pe pământ. Aici aș putea să mă gândesc la mine. În timpul facultății, în timpul masterului, aveam anumite obiective și visuri foarte mari cu privire la cariera mea, cu privire la dezvoltarea mea profesională și eram pasionată de asta. Și de câte ori aveam un rezultat bun, firesc, îl consideram rezultatul meu. De ce? Fiindcă știam că am muncit, știam că fiecare rezultat bun e pe drept, e rezultatul muncii mele, îi mulțumeam lui Dumnezeu, însă nu consideram că partea pe care o face Dumnezeu e o parte așa de importantă, fiindcă eu am fost acolo, personal, și am muncit. Și îmi amintesc că în urmă cu, cred că, 3 ani de zile, eram într-o tabără și povesteam cu un verișor, nici măcar de un subiect pe această temă, dar povesteam de conceptul de a-i fura din glorie a lui Dumnezeu. Și mi-am dat seama că ceea ce fac eu e faptul că îi fur lui Dumnezeu gloria. Nu îi dau lui Dumnezeu gloria pe care o merită pentru înțelepciunea pe care o am. De fapt, ce am ce să nu fi primit? Avem înțelepciune, putem lua decizii bune, asta e doar fiindcă Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, e doar fiindcă Dumnezeu probabil ne-a așezat într-un context în care am putut fi instruiți, ne-a așezat lângă persoane care să ne învețe, ne-a binecuvântat probabil financiar și am putut să facem o școală, să se investească. Și glorificarea lui Dumnezeu într-o carieră de succes ne aduce cu picioarele pe pământ și cu privirea țintită asupra lui Dumnezeu. De fapt, este un mod în care ne putem arăta smerenia autentică. Corect. Mă gândeam în timp ce vorbeai că dacă nu trebuie să furăm slava lui Dumnezeu, deci greșeala de a fura slava lui Dumnezeu, și mai există, cum zice și în Romani 12, acea greșeală de a-i privi pe alții mai prejos decât pe noi. Și dacă poate fi cineva complexat la un moment dat că responsabilitatea lui e prea mică, trebuie să găsim o soluție, cum să-l scoatem din complexul ăsta. Dar s-ar putea să fim dominați de gândul că eu nu lucrez așa, nu am așa responsabilități neînsemnate ca și celălalt. Și că, de fapt, și fără el, și cu el, tot atâta este.
Aș vrea să comentăm un pic atitudinea asta. Corect. Mă gândeam acum, cred că atitudinea asta, în primul rând, apare din cauza comparațiilor pe care le facem între noi. Din cauza că nu știm cine suntem și nu știm la ce am fost chemați. Nu știm că suntem creați într-un mod unic, țesuți în mod special de Dumnezeu, cu niște abilități speciale și nu într-un mod comparativ. Însă avem tendința de a ne compara și dacă ne ducem într-un anumit context, s-ar putea să fim cei mai mari, cei mai apreciați, ne ducem în alt context, suntem cei mai mici și comparându-ne stabilim anumite nivele pe această scală. Însă dacă ne comparăm și ne uităm țintă la Dumnezeu și nu ne uităm la cei din jurul nostru ca să vedem fiecare câți talanți au primit, eu de ce am 5, eu de ce am 2, eu am 5 și așa mai departe. Dacă ne uităm țintă la Dumnezeu, o să înțelegem că Dumnezeu ne-a creat pe fiecare într-un mod pe care El a ales. Dumnezeu nu ne-a creat comparându-ne. Nu cred că Dumnezeu a stat și s-a uitat, pe Naomi o să fac în felul acesta, dar pe X o să fac mult mai deosebit, că am niște planuri mai mari cu El. Cred că Dumnezeu are planuri cu fiecare dintre noi, însă fiecare suntem la un punct din viața noastră. Nu știm unde ne va duce mai departe călătoria pe care o avem în viață. Sunt aceste evenimente șansă pe care uneori le întâlnim în traseul nostru de dezvoltare a carierei. Și uneori apare un eveniment șansă pentru unii dintre noi, dacă știm să îl dezvoltăm și să vedem oportunitatea din acesta, o să și progresăm, poate, o să ne dezvoltăm cariera. Însă s-ar putea ca pentru altcineva momentul și punctul lui să fie încă acolo. Și nu știm planul pe care Dumnezeu îl are cu viața fiecăruia. Și, oricum, atunci când recunoaștem că tot ceea ce avem, avem din partea lui Dumnezeu, ca și un cadou, nu că l-am merita, nu o să ne vedem cu nimic mai presus decât celălalt. Aș vrea să ne întoarcem la ideea de valoarea spirituală a muncii, pentru că aici sunt încă păreri împărțite, mentalități, cum că munca pe care o facem la serviciu ne fură din timpul nostru pentru Domnul. Și am vrea să mai consolidăm un pic ideea asta. Corect, corect. Până la urmă, ce înseamnă timpul nostru pentru Domnul? Pentru ce anume ne-a chemat și care e obiectivul nostru în lumea aceasta pe care ne-l dă Dumnezeu? Cred că dacă ne întoarcem, acum repet această idee, dar până la urmă cred că e și tema emisiunii de astăzi, glorificarea lui Dumnezeu. Și dacă nu uităm că motivul pentru care suntem puși, în locul în care suntem puși, e să-L glorificăm pe Dumnezeu, asta înseamnă că Dumnezeu nu o să vrea să-L glorificăm stând singuri în cameră, într-un mod constant și fără să ne întâlnim cu nicio altă persoană și noi acolo separați, izolați într-un anumit loc. Sau ne putem întâlni pentru rugăciune, pentru studiu biblic cu cei care au aceleași preocupări. Corect. Însă cei care au aceeași preocupare cu noi sunt cei cu care ne încurajăm. Oameni care ne încurajează pe noi, oameni pe care noi încurajăm. Însă oamenii care nu au această preocupare și oamenii care nu cunosc ceea ce înseamnă Dumnezeu, ceea ce înseamnă să-i aducem glorie lui Dumnezeu, dacă noi nu o să mergem să le spunem, dacă noi nu o să ieșim în contextul lor, să le vorbim și să le arătăm până la urmă prin viața noastră un exemplu, cine o să le arate? Eu cred că tocmai ăsta e modul în care Dumnezeu ne cheamă să lucrăm și ne-a pus în contexte diferite. Ce ar fi fost să ne pună pe toți într-o fabrică sau pe toți la un magazin sau pe toți într-un mall? Ne-a pus pe fiecare într-un mod unic și strategic ca să putem să vorbim oamenilor din jurul nostru despre slava lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu nu face lucrurile fără să aibă un plan sau Dumnezeu nu zice niciodată ups, poate că nu trebuia să fie aici. Dumnezeu are totul bine plănuit și bine pus la punct și organizat pentru fiecare dintre noi. Și atunci când ne pune într-un loc de muncă, atunci când ne pune în societate, este ca să-i aducem lui slavă. Acum, ca să și
comentăm exact această idee, nu cred că Dumnezeu ne cheamă să stăm undeva izolați de societate. Cred că Dumnezeu ne cheamă să strălucim spre gloria Lui în societate. Cred că Dumnezeu ne cheamă să arătăm înțelepciunea Lui printre neamuri și printre popoare. Cred că Dumnezeu ne cheamă să arătăm cât e El de bun. Și cred că sunt de acord cu tine și completez că El ne dă la o parte anumite obroace sub care stăm o vreme și ne pune ca să fim văzuți de toți oamenii ca o cetate pe munte. Și din punct de vedere profesional, dacă Dumnezeu pune pe cineva într-o societate sau chiar în viața politică, economică, într-o școală, este văzut de foarte multă lume. Corect. Și cred că e o binecuvântare să avem oameni care trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu în diferite contexte. Eu cred că e ceva minunat să vedem modul în care oamenii lui Dumnezeu se dezvoltă pe arii uneori chiar ciudate, am zice noi, politic, medical, însă cred că ăsta e un alt mod în care Dumnezeu își duce gloria și își arată slava în fiecare context și pentru fiecare persoană în parte. Dacă așa stau lucrurile și planul lui Dumnezeu cu privire la noi, această voie bună, plăcută și desăvârșită sau perfectă, pe care trebuie să o cunoaștem, include și cariera noastră sau profesia pe care, pentru că El ne-a dat niște calități, atunci cum facem să ne descoperim locul potrivit, unde vrea Dumnezeu să fim? Pentru că sunt și oameni care sunt în căutarea unui loc de muncă și chiar am auzit un caz care puțin m-a făcut să zâmbesc. Cineva a primit o ofertă de loc de muncă și a zis că bine, o să mă rog să văd dacă e de la Domnul. Dar nu avea o altă alternativă și după care a spus nu mă duc că nu-i de la Domnul. Bineînțeles că cel care îi ofertase și-a făcut părerea că probabil nu vrea cu adevărat să lucreze, nu-și caută cu adevărat un loc de muncă. Ei, cum știm că e locul în care ne-a pus Dumnezeu sau domeniul în care ne-a pus Dumnezeu? Corect. În primul rând, ar trebui să avem încredere în abilitățile lui Dumnezeu, ca mai apoi să avem încredere în abilitățile noastre. Și când spun asta, mă refer la faptul că ar trebui să ne gândim la Dumnezeu ca la un creator care nu a folosit un șablon pentru toată lumea, ci un design special pentru fiecare. Și dacă avem încredere în Dumnezeu și dacă credem că ăsta e Dumnezeul pe care slujim și despre care vorbim, o să înțelegem că fiecare avem abilități speciale. Când zic speciale, nu mă refer la niște abilități supranaturale, ci abilități care ni se potrivesc nouă. O ureche să ascultăm muzică și să recunoaștem muzică și să cântăm muzică, poate o mână cu care să meșterim și așa mai departe. În primul rând, cred că trebuie să ne descoperim abilitățile, să ne uităm care sunt lucrurile care ne motivează, ce anume ne stimulează. Și Dumnezeu știe ce anume ne stimulează, Dumnezeu știe ce ne întristează, ce anume ne oprește și în permanență trebuie să-L consultăm pe Dumnezeu și să avem încredere în Dumnezeu prin rugăciune și totodată practic, trebuie să ne uităm și să ne facem poate o analiză. Dacă ne gândim la noi și în trecut, care erau preocupările noastre, ce anume ne face să zâmbim și ne aduce o adevărată pasiune, încât nici nu am avea nevoie ca cineva să ne plătească să facem acel lucru. Care sunt lucrurile care ne stimulează și ne dau un avânt și un entuziasm extraordinar? S-ar putea să fie o comunicare foarte bună și complexă cu diferite tipuri de oameni, s-ar putea să fie de asemenea un ajutor pe care îl oferim cuiva. Trebuie să identificăm acele abilități pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Totodată, nu cred că ar trebui să avem o atitudine de superioritate sau de aroganță în care credem, ok, Dumnezeu a pus în mine abilitățile acestea, nu mă aplec la lucrurile mărunte sau la anumite lucruri, încă aștept acel eveniment, acea slujbă care să fie potrivită pentru nivelul meu. Ci trebuie să începem de jos și să ne gândim foarte bine dacă acele abilități le putem pune în practică în acel loc în care poate ni se oferă un loc de muncă sau pentru care aplicăm.
De asemenea, un aspect foarte important e, cum ziceam și mai devreme, să ne sfătuim cu Dumnezeu și să avem grijă a cui sfat îl urmăm. De cele mai multe ori poate urmăm un sfat al lăcomiei, vrem cât mai mult și dacă se poate cel mai mult încă de la început și uneori refuzăm șanse care sunt potrivite pentru noi sau care ne-ar oferi o dezvoltare extraordinară, fiindcă țintim prea sus. Și e foarte bine să avem obiective, e foarte bine să știm spre ce țintim și să ne stabilim anumite țeluri în viață și în cariera noastră, însă totodată să nu ne supraestimăm sau să ne stabilim niște țeluri sau niște obiective nerealiste. Zic asta fiindcă mă gândesc la anumite persoane. De exemplu, mi s-a întâmplat să am la interviu proaspăt absolvenți fără nicio legătură cu mediul muncii, fără să mai fi avut vreo experiență de muncă. Veneau la un interviu, încercam să ofer o șansă unei persoane care dorește să se dezvolte, poate nici măcar nu era un job care să fie exact cu studiile lor, însă pretențiile lor erau întotdeauna exagerate. Vreau foarte mult, am țeluri foarte mari, atitudine care exprima faptul că am făcut o facultate, știu că sunt competent, dar eu nu accept să încep de jos, nu accept un salariu mic, vreau direct să fiu promovat, direct cu responsabilități mari. Și asta e o atitudine nepotrivită. De care probabil te zădeai seama că n-ar putea să se achite. Corect. Din prima. Corect. Și vorbeam de multe ori cu astfel de oameni și vorbesc și încerc într-un fel să ducem perspectiva spre ceva progresiv, niște pași spre o dezvoltare, însă acești oameni sunt țintiți spre acel vârf și nu pot să se uite la pașii pe care trebuie să-i urce ca să ajungă acolo la vârf. Și asta e o atitudine nepotrivită. Și când vorbesc despre a ne identifica abilitățile pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră, nu mă refer la atitudinea asta în care să nu acceptăm nimic, să nu facem niciun lucru mărunt, să nu fim gata să slujim unii altora, ci alții să ne slujească nouă, fiindcă noi suntem speciali și cu niște aptitudini și atitudini deosebite. Nu la asta mă refer, ci mă refer la a identifica lucrurile care ne plac, lucrurile care ne fac plăcere și să încercăm să le punem în practică într-un anumit context. Iarăși cred că foarte mult putem învăța din Scriptură despre autoritate și despre cum trebuie să ne lăsăm controlați sau evaluați sau modelați când suntem la un loc de muncă. Corect, corect. Mi-aminteam acum un verset, cred că am și un semn, dar din 2 Samuel, despre David. David ajungea tot mai mare și Domnul Dumnezeul oștirilor era cu el. Și îmi place așa de mult versetul ăsta. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat. E foarte important să recunoaștem și să Dumnezeu până la urmă să ne deschide ochii minții și ochii inimii, să vedem și să-L recunoaștem pe El în toate căile noastre, să-L vedem în promovările noastre, să-L vedem în succesul nostru, să-L vedem în reușitele noastre. Și chiar dacă sunt începuturi slabe uneori, Dumnezeu nu cred că disprețuiește începuturile slabe, ci cred că Dumnezeu se uită la atitudinea inimii și la disponibilitatea noastră. Și un început slab, Dumnezeu nu îl aruncă deoparte. Și Dumnezeu vede acel diamant, acel vas frumos care poate fi prelucrat. Și important este ca și noi să ne vedem în felul în care Dumnezeu ne vede și să recunoaștem tot ceea ce suntem, că suntem datorită Lui și în ceea ce poate nu suntem sau am spera la mai mult, să credem în ceea ce El ne poate, în modul în care El ne poate prelucra. Spune despre David și el a împletit în viața lui mai multe pasiuni. Și o pasiune importantă a fost cea pentru muzică și pentru a scrie vis-a-vis de trăirile lui cu Dumnezeu și vedem că această pasiune l-a însoțit și atunci când era păstor și atunci când era fugar, luptător și atunci când a fost împărat. Mie îmi spune asta că Dumnezeu l-a promovat pe David și că el a fost cel care
pe care David s-a bazat când s-a dus la un nou examen să lupte cu filisteanul, David vine cu argumente. Păi, eu pot să fac asta, pentru că am făcut așa și cu ursul și cu leu care se luptau pentru oile mele. Și în tot acest timp, Dumnezeu l-a, adică el practică închinarea. Exact. Și apropo de ceea ce vorbeam, să ne uităm un pic în viața noastră la abilități și la lucrurile care ne plac. Așa cum David nu era ascultat de o sală întreagă, cânta el singur, se lupta cu ursul, se lupta cu animalele care îi atacau turma de oi. Și dacă ne gândim astăzi, încă cântăm psalmii scriși de David și încă vorbim despre cât de mare împărat și războinic a fost David. Și asta fiindcă David, într-adevăr, a recunoscut și a știut ce înseamnă o închinare autentică și ce înseamnă să îl recunoști pe Dumnezeu ca Domn peste tot ceea ce faci tu. Și Dumnezeu, într-adevăr, l-a promovat, i s-a oferit responsabilități mai mari, un succes mai mare. Însă David și-a păstrat privirea asupra ajutorului pe care Dumnezeu i l-a dat. Mi-amintesc că atunci când Samuel merge la casa lui Ishai să ungă un nou împărat, părinții lui nici nu se gândesc la David. David e acolo, cu oile, cu responsabilitățile și totuși Domnul pe el l-a avut în vedere și asta mă face să mă încred foarte mult că de fapt, acel care este credincios în lucruri mici și le face ca pentru Domnul, îi se oferă alte responsabilități mai mari, care vor aduce și mai multă împlinire și mai multă pasiune. Și atunci când Dumnezeu te promovează, este, o răsplată care o poate da și pe care nu poți compara cu nimic. Sunt de acord. Cred că atunci când Dumnezeu ne promovează, inima noastră e umplută de bucurie și de pace. Cred că, apropo de ce vorbeam mai devreme, de a fi în locul potrivit, atunci simțim că suntem în locul potrivit. Simțim că Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a pus acolo, fiindcă e acel loc pe care El l-a găsit pentru noi în acel timp, în acea vreme, în acel context. Într-adevăr, și cred că ăsta e modul în care putem să ne dăm seama dacă suntem în locul potrivit, dacă facem o introspecție și ne uităm la ceea ce simțim, dacă simțim că, bineînțeles, lucrurile astea se pot simți în măsura în care avem o relație vie cu Dumnezeu, atunci putem să zicem că simțim și ceea ce simțim e de la Dumnezeu, că suntem în locul potrivit și nu altundeva. De asemenea, dacă ne gândim să ne schimbăm locul din care suntem, cred că ar trebui să ne uităm la care sunt motivele. De ce anume? Pentru a fi eu glorificat, pentru a trăi eu mai bine, pentru a avea eu un confort mai mare, sau ne uităm la gloria și la o închinare pe care o putem aduce într-un mod mai bun lui Dumnezeu. Cred că ăsta e un mod în care ne putem verifica fiecare dintre noi. Pentru că ai adus în discuție despre tineri care vin pentru prima dată la un interviu. Ai întâlnit și persoane care probabil nici n-au făcut studii în domeniul care li s-ar fi potrivit, constrânși de împrejurări, de părinți. Cum vezi situațiile astea? Câteodată e surprinzător să vedem persoane care nu au învățat într-un mod formal o anumită meserie sau o anumită carieră și totuși au un succes foarte mare în puși, oferindu-le o șansă de a învăța ceva nou și ei demonstrează un succes și o conștiinciozitate care duce la performanță și la succes. Acum e foarte important să nu fie constrâns și munca să continue să fie constrânsă de anumiți factori externi. Uneori, într-adevăr, pofta vine mâncând și uneori suntem poate forțați de împrejurări să alegem ceva anume, însă se poate să descoperim o pasiune. Și în aceste cazuri, într-adevăr, am întâlnit și în compania unde lucrez. Sunt persoane care nu au o legătură directă cu locul actual de muncă în ceea ce privește studiile sau trecutul lor.
profesional, însă se descurcă foarte bine și asta fiindcă își dezvoltă acolo abilitățile și cunoștințele pe care le au și totodată au să zic așa, o abilitate sau un element cheie, conștiinciozitatea. Dorința de a performa, de a munci, de a învăța. Și lucrurile astea schimbă uneori și anumite neajunsuri. Poate nu avem o memorie foarte bună, dar dacă avem o foarte mare ambiție sau determinare și perseverență, putem să exersăm și poate să reținem la fel de bine anumite informații ca și o persoană care are o memorie foarte bună, dar nu muncește așa de mult. Putem să ajungem la astfel de performanțe. Plus, studii din lumea muncii și zic studii într-un mod general, însă în mod specific și dacă ne uităm în România, volatilitatea de pe piața muncii e foarte mare. Terminăm o facultate de medicină, dar lucrăm în IT. Terminăm, nu știu, o facultate de psihologie, dar lucrăm la un magazin de haine. Lucrurile se schimbă foarte mult. E o piață în care concurența e foarte mare și probabil și datorită globalizării. Tinerii noștri din România, în domeniul IT, de exemplu, concurează cu tineri din toată lumea. Și într-o concurență așa de mare, școlile nici măcar cred că nu mai pot să facă față. În sensul că trebuie să învățăm și într-un mod informal sau într-un mod non-formal. Uneori facem cursuri sau stăm cu cineva într-un mod intenționat să învățăm anumite sau să acumulăm anumite experiență sau uneori non-formal. Nici măcar poate nu avem intenția de a învăța ceva anume, însă într-un anumit context sau în anumite împrejurări acumulăm anumite cunoștințe care ne vor ajuta apoi să dezvoltăm o carieră. Și cred că încurajarea mea e totodată și pentru tineri sau pentru orice persoană pe un post de angajat, cât totodată și pentru angajatori, să încurajăm deschiderea spre persoane care poate nu au experiență în domeniul respectiv, însă dacă au abilități și au o atitudine potrivită și este o potrivire între acea persoană și organizație, cred că se poate ajunge la un succes. Important este să avem mintea deschisă și să știm să oferim șanse. Ce ne poți spune despre ucenicizarea la locul de muncă? Ucenicizarea e un concept așa de frumos, dar parcă așa de rar întâlnit la locul de muncă. Puțin vorbim despre asta. Acum, dacă vorbim despre ucenicizare, depinde în ce termeni. În termeni de mentorat, în care învățăm o carieră pe o altă persoană și încercăm să dezvoltăm o persoană care poate e la un început de drum sau poate la un nivel inferior din punctul de vedere al cunoștințelor, sau ucenicizarea în ceea ce privește o relație cu Dumnezeu? Ambele. Ambele. Eu mă gândeam să sugerez că un bun creștin care se închină la locul de muncă și-ar putea face ucenici prin modul în care se ocupă de colegii mai începători și învață cum să-și facă bine treaba la serviciu, dar să pună acolo în cursul lui de formator și câte ceva din principiile lui Dumnezeu. Corect. Cred că un creștin adevărat nici nu are nevoie prea mult de cuvinte ca să vorbească despre Dumnezeu, ci va trebui ca în primul rând să o demonstreze prin viața lui practică. Într-adevăr, în mediul în care trăim, de care vorbeam și mai devreme, în care concurența e așa de mare, e destul de dificil să găsim persoane care sunt dornice să împărtășească informații. Ne e teamă și uneori avem reținere în a investi în cineva, de teamă de a nu ne depăși la un moment dat, de teamă de a nu investi degeaba ca apoi mai apoi persoanele nici măcar să nu ne mai recunoască meritele și atunci avem tendința de a ține totul pentru noi. Însă dacă ne uităm la chemarea pe care Dumnezeu ne-o face, este de a ne sluji unii altora, de a iubi un pe celălalt, de a ne bucura de succesul celuilalt. Și atunci când investim în cineva și vedem că acea persoană crește, că acea persoană se dezvoltă, trebuie să ne gândim la modul în care probabil alte persoane au investit în noi, la modul în care Dumnezeu investește în noi. Și cred că asta e o calitate sau o virtute pe care un creștin adevărat ar trebui să o promoveze la locul de muncă. Să investești în alte persoane și totodată și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere profesional. Să putem să transmitem
și să degajăm o atitudine de mulțumire față de Dumnezeu și o atitudine de dedicare față de muncă. Mulțumim, Naomi! Am trecut multe informații despre cum ar trebui să fim noi la munca noastră și mă gândeam câte lucruri sunt de corectat, dar Dumnezeu e acolo ca să ne oferă o nouă șansă și îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai spus, constituie o încurajare pentru fii și fiicele lui Dumnezeu de a da la o parte obrocul și de a se putea impune acolo unde Dumnezeu i-a pus, nu doar să-și câștige o pâine pentru o viață trecătoare, ci de a promova împărăția lui foarte aproape de cei pe care altfel n-ai avea cum să îi atingi. Da, Dumnezeu ne pune și ne așează în locuri potrivite, în timpuri potrivite, ca să putem să arătăm gloria Lui și să putem să-L înălțăm pe El ca și Domn. Atitudinea noastră de la locul de muncă, felul în care, dacă avem de cusut o ață sau dacă avem poate de dezvoltat un proiect enorm în care sunt implicate multe persoane, atitudinea cu care facem aceste lucruri trebuie să arate spre slava și spre gloria Lui Dumnezeu și totodată toate meritele să le asumăm Lui Dumnezeu. Așa este, mulțumim mult și Domnul să ne ajute pe fiecare să facem așa. Așa să fie. Dragii noștri, trebuie să ne luăm rămas bun și cu siguranță ceea ce am auzit astăzi de la invitata noastră ne-a pus pe gânduri și ne va fi de folos și ne va încuraja să ne lăsăm transformați după voia cea bună, plăcută și perfectă a lui Dumnezeu, ca astfel cei din jur văzându-ne să se transforme și ei după această voie. Vă încredințăm în brațul Domnului până peste o săptămână când ne putem revedea la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.